Doar pentru cheltuieli de protocol. Cel mai vechi caz din România, copil dispărut acum 36 de ani, titrează Jurnalul Național. Laurențiu Crisescu era din București, avea doar 4 ani și știa că îl cheamă Țiții. La 20 octombrie 1973, băiețelul a dispărut pe drumul de la grădiniță spre casă. În ziua aceea, mama, care era și cu sora lui Laurențiu cu 2 ani mai mică, l-a văzut cum o ia înainte, l-a strigat zadarnic să le aștepte, apoi l-a văzut cum se depărtează. De atunci nu l-a mai zărit nimeni. Miliția a fost anunțată în aceeași zi, însă ancheta a bătut pasul pe loc. An la rând, părinții au fost chemați la secție și întrebați ce au mai aflat despre băiat. Prin intervențiile făcute pe lângă un înalt demnitar, fost coleg de școală cu tatăl băiețelului, dispariția a fost mediatizată într-un ziar din acea vreme. Nu apăreau anunțuri de copii dispăruți în Republica Socialistă România, a fost o raritate. De la miliție nu ni s-a dat niciun act de-a lungul timpului. Pentru ei e un caz nerezolvat, pus deoparte, pentru noi o rană deschisă permanent, spune tatăl. Au trecut 36 de ani. Astăzi, dacă mai trăiește, Țiții ar avea 40 de ani. E posibil să fi fost găsit atunci de cineva pe stradă, dus într-un orfelinat, iar acum are o altă identitate. Poate fi recunoscut cu ajutorul îmbătrânirii faciale, portret realizat de criminalistul Florin Lăzău. Afaceri cu fum, magazin cu droguri de ocazie, titrează evenimentul zilei. Vânzătorii de substanțe euforice au renunțat la site-uri și au deschis magazine. Într-un butic din București se comercializează de produse de aromoterapie, plante cu efecte ilariante la plic. Deși pe ambalaje scrie că nu se recomandă consumul substanțelor, vânzătorii le arată clienților cum se prepară țigările și care sunt efectele produselor. Autoritățile știu despre existența magazinelor de vise, dar spun că afacerea este legală atâta vreme cât plantele nu intră în categoria stupefiantelor. De altfel, pentru paravanul aromoterapie sau etnobotanică, nu e nevoie de autorizații speciale. Pe forumuri, consumatorii se arată încântați de efectele ierburilor și spun că sunt chiar mai eficiente decât drogurile. Bătălia pentru viața unui mare artist. 1.000.000 de mesaje de suflet pentru Cristi Minculescu. Ziarul Adevărul demarează o campanie națională pentru susținerea unui om aflat în dificultate. Legenda Iris trebuie să continue. Cristi Minculescu, de 50 de ani, va fi supus în Germania unei operații prin care ficatul, ajuns la aproape 25 de kilograme, va fi extirpat și înlocuit cu un lob din ficatul soției sale. Adevărul este alături de marele artist în bătălia pentru viață. Adevărul de seară sporește forța campaniei. Ziarul Click se arătură acestui demers. Ne-am propus o solidarizare națională în jurul unei valori care a încântat câteva generații. Vă chemăm să ne fiți alături în această încercare. Trimiteți mesaje de suflet pentru Cristi Minculescu, mesaje mai scurte sau mai lungi, mesaje de încurajare, de apreciere, de respect, de prietenie, de aducere aminte. Toate acestea vor crea o energie specială care îi va da lui Cristi puterea de a trece această cumpănă a vieții. Ne-am propus ca de-a lungul campaniei să strângem cel puțin 1.000.000 de mesaje. Toate vor fi înmânate membrilor formației Iris și familiei lui Cristi. Cum erau finanțate școlile interbelice, citim în ziarul Lumina. Învățământul primar era obligatoriu în perioada interbelică, la fel și cel gimnazial, însă numărul copiilor din mediul rural care urmau cursuri mai departe în învățământul secundar și liceal era foarte scăzut. Școlile sau liceele primeau fonduri din taxe, precum și prin intermediul comitetelor școlare, care susțineau practic financiar învățământul. Dacă plata cadrelor didactice era făcută prin intermediul Ministerului de Resort, întreținerea școlii era susținută prin intermediul fondurilor strânse de comitetele școlare. O altă caracteristică a învățământului interbelic era orientarea spre filiera teoretică în detrimentul filierei practice sau tehnologice. Elevii aveau câte 5 sau chiar 6 ore pe zi, în funcție de nivelul de învățământ sau profilul la care studiau. Mărcunia, mănăstirea de sub ape, mai citim în ziarul Lumina. Din munții Pădurea Neagră ai Germaniei și până la Marea Neagră, Dunărea străbate 10 țări și 4 capitale europene, Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad. Pretutindeni, al doilea fluviu ca lungime din Europa după Volga, captează toate privirile, eclipsând orice alt peisaj ce îndrăznește ai sta alături. Există însă un loc în care apa se îngustează, plecându-se parcă pentru a face loc muntelui. La Cazane, sector din defileul Dunării, la trecerea prin munții Carpați, fluviul măsoară doar
100 de metri în lățime. În zonă se află Valea Mrăcuniei, loc ascuns sau apă întunecată, unde până în 1967 se găsea o veche mănăstire numită Mrăcunia. Construcția hidrocentralei Porțile de Fier 1 a dus însă la sacrificarea lăcașului de cult. Cu timpul, apele reversate ale lacului de acumulare au înghițit ruinele mănăstirii, botezată de localnici Mănăstirea de Subape. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, aceasta a fost revista presei de astăzi. Sunt Radu Cazan. La revedere!